De astăzi elevii au intrat oficial în vacanța de vară. Cu această ocazie s-au organizat obișnuitele activități pentru a marca sfârșitul de an școlar și pentru a-i premia pe elevii cu cele mai bune rezultate. De o festivitate deosebită au avut parte elevii de la Școala Gimnazială Andrei Șaguna din Deva. Unitatea de învățământ este într-un amplu proces de reabilitare, iar activitatea didactică s-a desfășurat în mai multe locații din oraș, însă anul școlar a fost încheiat cu bine. Dragi elevi, stimați părinți, onorat auditoriu, iată-ne ajunși la finalul unui nou an școlar. Parcă mai ieri era prima zi de școală, în locații noi, departe unii de alții, frați de frați, prieteni de prieteni, profesori din aceeași comisie în locații diferite, când clopoțelul suna început de an școlar. Și iată-ne, astăzi, 9 iunie 2022, la finalul anului școlar, cu emoții și bucuria sosirii vacanței mari. Una dintre locațiile unde studiază cei de la Șaguna este Liceul Tehnologic Grigore Moisil din Deva, loc în care s-au simțit ca acasă. Eu vreau să le mulțumesc pe elevilor noștri, clasificiților. Acest an școlar a zburat ca virgul. Am venit cu mare emoție aici la Grigore Moisil, dar ne bucurăm că ne-au primit cu brațele deschise, ne simțim ca acasă. Și ce să zicem? Vacanță plăcută, dragii noștri! Ia strigați și voi tare! Cu această ocazie au fost oferite distincții speciale pentru cei 20 de absolvenți cu media 10, dar și pentru cei 33 de șaguniști care au urcat pe podiumuri la olimpiade și la concursuri școlare. Totodată au fost acordate și meritatele premii pentru elevii cu cele mai bune medii. La nivelul clasei a 7B avem următoarele premii. Premiul 1 se acordă elevilor Brusturean Raisa și elevului Stănescu Tudor cu media 9,97. Premiul 2 se acordă elevei Petreu Ioana cu media 9,91. Premiul 3 se acordă elevei Degan Andra cu media 9,86. Premiul 1, clasa 7C, a dascălului Sebastian, doar o medie de 9. Premiul 2, Budai Albert, 9,91. Premiul 3, Semei Rebecca, media 9,77. Pe lângă aceste aspecte festive, au fost și surprizele făcute de elevi pentru dascălilor, mai ales din partea absolvenților de clasa a 4-a, care astfel s-au despărțit de învățători într-un mod inedit. Elevii se vor întoarce în bănci pe 5 septembrie, când va începe anul școlar 2022-2023.